Nu am fost din noiembrie. Aceasta este turta care am făcut-o cu miere și... zahăr praf. Zahăr praf, un kilogram de miere, apă și am mai povestit api... nu știu ce. Deci un praf galben am mai povestit. Pungile astea sunt pungi cumpărate din comerț, vin tăiate. Le tai aici partea care e mai lungă, o înlături. Așa, aici vin trei crestături, fac la fiecare, dar trebuie să fie pătrunse. Deci se pătrunde în el, trei crestături și intervenție rapidă la un stup. Hai să vedem, stai puțin, așa, să oprim puțin. Acesta este stupul, nu știu câți au mai rămas. Am spus că n-am fost din noiembrie. Este capacul. Te rog să ridici să arate capacul, da? Bun. Așa. Este plasa, care am spus. Este și folia, care este foarte transpirată. Deci trebuie pus pe lateral, cum am spus, aerisire. Așa, vine turta, undeva unde deasupra de albine. Pentru că le-am auzit, ne uităm la ghem. Ghemul este jos, nu se vede. Așa, dar cred că este undeva în față. Cred că acesta nu are nevoie de turtă. Vine plasa și aici am să pun pe lateral, pentru că este folie. Nu are voie să fie așa multă apă la albine, este deja prea multă. Și am să pun folie până nu vin albinele sus. Am să pun aerisire pe margine, după cum v-am spus. Așa. Și vine capacul. Și asta urmează la toate albinele. Pietre și gata. Atât fac eu acum.